No. 3,000. Aș spune de alt număr foarte, foarte, foarte mult. Tot ar fi mai mic decât 3. Oare n-aș reuși să depășesc vreodată? Nu. Pentru că totuși... Știi ce m-am hotărât? La 3,9 am sipui atâția de alt număr. Știți cât? Până când eu noi mai fi, o să scriu de alt număr 9. Și eu mai și las, vă las și vouă. Să scrie. Copiii nu copii știe să scrie. Viitorii copii, viitorii copii nu știe să scrie. Să scrie. Copiii viitorii copii nu știe să scrie. Și cum nu o să reușesc niciodată. Nu, de ce? Acolo avem doi. Acolo avem trei. E fantastic. Poți să scrii și copiii lui David, dacă vrei, dar nu scriu. Deci, și copiii lui. Da, și până la sfârșitul lumii. Și totul atinge spre noi. Și asta e fantastic. Este extraordinar. Dar nu mai trebuie să-l scrie până la urmă. Puteți să puneți în anterioare ca și noi. Ca să mai scrie atât. Asta înseamnă să... Apropo de asta, a scrie pe nou în perioadă înseamnă să fie scris de atâtea ori încât niciodată să nu se termine de scris. Mor la 30. Deci de o urmă de chestia asta continuă. Dar e cam imposibil să scrie, că ți-a mulțește mâna. Cade mâna, cade degetele. Nu, să ne închipuim așa să te găsiți. Ce faci mai găsiți de imagine? Nu mai duci copilul la școală ca să scrie. Să scrie continuu. Nu. Și nu-l depășești. Dar el există ca număr. Corect. Deci ca număr există. Atenție, se deosebește de cel din fața sa. Atenție! Un singur 9 e mai mic decât atunci când urmează 2,9. Și tot așa va fi mai mic. Un câr de numere se creează, un șir de numere. Nu există număr mai mare. Și niciodată nu-l va atinge prin scriere. De aceea, putem să ne imaginăm că până la 3, de la cel mai apropiat număr de la de lângă 3, deci dacă ar fi așa, să reprezintă aici pe 0, pe 1, pe 2, pe 3. Dacă vreți, de la cel mai apropiat punct de 3 din stânga, până la 3, sunt enorm de o infinitate de numere. Creta mea, acum, când am desenat pe 3, când am pus linuța pe 3, am aruncat un spațiu. Știți câte numere sunt acolo în spațiul ăla? Da. Câte sunt? Infinitate. O infinitate. În orice spațiu cât ar fi de mic. În orice spațiu cât ar fi de mic, se află... Poți face... Ca bacterie. Da. Deci e enorm de multe. Așa trebuie să înțelegeți că în orice inter... Știți câte sunt? Cam câte sunt de la 0 până la 1? Tot așa sunt de la... 3 până la 100. Nu la 3 până la 100. Între 0, între 2,9 scris de... 9 scris de 1000 de ori. Și până la 3, vă dați seama, de la 2,9 scris de 1000 de ori, și până la 3 este un spațiu acolo. Sunt atât de multe câte sunt de la 0 până la 1. Câte sunt de la minus infinit la plus infinit. Deci atât de multe sunt. Și acolo, în zona aceea așa de strânsă. Infinitate. Este spectaculos. Este spectaculos să înțelegeți bine numele decimale. Pentru că există o problemă în matematică foarte interesantă. Dacă v-ați pune problema să găsiți un număr care mulțim prin el însuși să facă exact 2. Exact 2. Deci, cum ar fi? Da, nu. 1,41 ori 1,41. Hai să mulțim amândoi. 1,41. 4,46. 5. 1, 4, 8. Apoi? 9. 1. Spuneți 4. Aici, da? Nu, deci 1, 98.
Și mai spuneți, 5. Iarăși, 1,45, 1,45. Nu, dar așa ceva mi se poate. Deci, există un număr. 2, 1. Pentru care nu se găsește niciodată un număr zecimal, care mulțim prin el însuși. Să dea pe 2. Este fantastic. Deci nu există niciodată un număr zecimal care mulțit prin el însuși, adică același încă o dată prin el însuși mulțit, ca să dea 2. Dar 1 la 3, cum fac 1? 1 pentru 2 am spus eu. Pentru 3 nu se găsește. Pentru 4 se găsește cineva care mulțit prin el însuși. Da. Cine? 2,02. 2. 2 la pătrat, 2 la pătrat face 4. Pentru 5 se găsește cineva care la pătrat? Se găsește și pentru 1. Pentru 5 nu se găsește, pentru 6 nu se găsește, pentru 7 nu se găsește, pentru 8 nu se găsește. Pentru 9 se găsește, 3. Deci, vedeți, sunt niște probleme foarte interesante în matematică. Și anume, acel număr pe care îl căutăm se cheamă radical din 2. Asta a șaptea aveți căutat. Și radical din 2 înseamnă cine? Radical din 2 este un număr care nu-i se determină, nu? Da! Deci radical din 2 egal 1, 4, 1 și multe zecimale, dar nu-i periodic, nici simplu, nici mix. Este o fracție zecimală infinită. O fracție zecimală infinită cu infinitate zecimale, niciodată un grup de zecimale să se repete. Vă dați seama? Niciodată. Adică sunt doar numele diferite. Da, iurea împrăștiate. Sau de 2, 9, oameni. Adică, dați-mă că... Da, fracții zecimale infinită, bata, eu știu. Fracții zecimale infinite, dar fără să zic periodice simple sau periodice obiecte, numai fracțiile sunt așa. Fracții infinite, gata. Fracțiile, fracțiile ordinare, sunt numere zecimale infinite, periodice sau mixte. Dar cum se spune? Că a zis la numele? Număr irațional. Raționale sunt fracțiile și irraționale sunt aceste numere care au fiind răzut. Am făcut numele raționale. Am făcut numele raționale și mai să ajungem. Da? Deci, de-aia le faceți acum raționale și cele iraționale. Așa că m-am străduit ca să vă creez imaginea de ce înseamnă un număr de acest fapt. Mai dăm 5 minute. Da. Mai dăm... Mai scurt, tot de la test. Putem să facem, am putea să facem un numai mai mare. Cum e? Mai avem 5 minute, da. Aproximarea cu o decime prin lipsă a fracției decimale. Păi să văd dacă mai știți, domnul profesor. Da. Aproximarea cu o decime prin lipsă. Detalii atunci, dacă pui data, înseamnă că nu știi. Da? Acum, aproximarea cu o decime prin lipsa fracției decimale 12,37 este... 12,37 prin lipsă cu o decime. Prin lipsă, aproximarea cu o decime prin lipsă. Nu, 12,2. Ori ai zice 3? 2. 2 sau 3? 3. 3, zice Maria. Deci, 12,2. Deci prin lipsă. Prin lipsă, da. Cu o zecime. Zecime. 12,3. Așa, facem. Zice-ți unicare. Bolea are 12,3. 12,3, da. Andrei? Da, 12,3. Tot 12,3. 12,3. 12,2. Și tu dai 12,2 cadare. 12,2. Acum, e 2 la 2, nu ca... Da. Spune-ți acolo, H și D. Am înțeles. Care e corectă? Acum pare niciuna. Niciuna. Unu. Așa. Deci e prin lipsă cu o zecime. Vă rog, era cu unu. Era cu unu. Și am spus corect. Stai cu unu. Stai cu unu acum.
aș putea... Dar puteți să spuneți dacă e corect sau nu, eu asta vreau să știu. Vreau să gândim. Să înțeleagă și tu. Domnul profesor, am înțeles. Nu am înțeles deloc. Deci aș fac și efortul ăsta. Niciodată nu mă pot repezi, până când nu înțeleg. Eu îmi iau un timp. Iau un timp. Deci, aici e 0. Și pe aici este 12. Și până la 13. Până la 13. Urmă, deci 12 întregeam, da? Ăsta îl împart în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici este 13. Și 37 de, ce zici, 37 de? De? Dar eu am 37 de? Sutim. 37 de sutim. Adică, ce înseamnă? Fiecare zecimală, fiecare zecime împărțită în 10. Deci aici o să am 10. Din cu aceea o să am 10. Din cu aceea o să am 10. Deci arată că a făcut 30. 30. Și pe a patra, o iau deoparte. Așteptați, da? Domnul profesor. Și pe a patra o iau deoparte. Tăcat în spart. Nu spune. Așteptați. Așteptați. De cum vreau să fac niște lucruri. Alo, să rămân la... Alo. Da. Vreau să vă zic că i-am invitat la profon la ITV. Sunt în direct acum. Și colegii de care vor să vadă asta, o pot vedea până la ora 9. Deci, sunt în direct, lecțiile se fac la, pe clase și fac tema pe doua zi. Am înțeles, da, dar nu m-am spus apropo de chestiunea în sine ca problemă pe care o fac în zile. Da? Vă mulțumesc. Așa. Și acum? Acum, pe cea de-a patra, fac în 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Și câte am spus? Luăm câte de ele? 1, 2, 7, 9? Aici. Deci numărul este cât aici? Aici este 37. Și fără o zecime, este 12. Atenție! Prin lipsă... Prin lipsă. Cu o zecime. Deci aproximarea cu o zecime prin lipsă. Nu spune și nu care e zecimale. Domnul profesor Costa. Care e păi acum să judecăm împreună. Este cea cu unul, deoarece aproximez prin lipsă și mai scap și încă o zecime. Mariu. Lasă-ți, lasă-ți, lasă-ți chestia. Te rog, mă scrieți, domnul Iosif, mai trebuie să scriu vreau să citească încă o dată și aproximarea să aproximarea cu o zecime, cu o zecime prin lipsă a fracției zecimale, 12 de 37 este... Păi, o zecime, când aproximezi prin lipsă, lipsă nu scade o zecime. Păi, depinde acum cum vă spunea. Da, deci se aplică sau... Aproximare prin lipsă cu o zecime. A, păi dar sună și cu două atunci. Dar sună și cu trei, și cu patru, și cu cinci. Sigur că da. Deci autorul putea să-mi spună cu câte zecimi se fac prin lipsă. Adică trebuia să... De aceea tot vreau să insist, spunându-vă, să vă atrag atenția. Să vă atrag atenția că e vorba. Atenție! Am zis bine, domnul Bușchi, că eu să-mi spuneți că nu mă... Dar eu am înțeles.
Eu zic sincer, da. Eu am înțeles și vreau să știu. Daria. Deci, auzorul spune să aproximăm prin lipsă cu o zecime. Am înțeles. Se poate aproxima și cu 20 și cu 30 cu 40. Se spune cu câte zecime să facem asta. Dacă însă ne s-ar fi spus aproximați prin lipsă cu 30 de sutimi, cu 15 sutimi. Iată, vă dau eu. Aproximați cu prin lipsă cu 15 sutimi. Ar fi fost... Cu 15 sutimi. Deci se spune exact. Ar fi 12,22. 12,22, da? Că îmi spune exact prin câte sutimi să fac. Nu greși toți. Da? Nu. Atenție. S-a greșit. Da, nu s-a greșit, dar insistă. Dacă mi-ar fi spus aproximați prin lipsă, cu 300, cu 30 de sutimi. Nu, 12,06. 12,06. Deci, avem aici variantele. 12,3. Una e bună și una nu, clar. 12,3. Vreau să-mi spui 12. Corect. Este care? Varianta? Prin lipsă cu o zecime. Câte zecime are numărul ăla? Câte zecime? Uite, domn profesor, ți le-a făcut 3 și încă una care... Încă una care e invitat-o, care o împărțit-o în 7. Mi-a mai spuneți și 9. Și prin lipsă, și luați una, dacă are 4 zecimi numărul. 3. Ia uita, că știu că poate desenat domnul profesor. Nu mai frichicitoși. Daria, uite, poate desenat domnul profesor. Da, dar vreau mai să știu. Deci a avut și a 4-a zecime. Și prin lipsa, mai eu luăm pe a 4-a. Câte zecime? 12,3. Răspuns corect. Corect, ba nu. Ba da? Nu mă doamne, ești pe a 4-a zecime. Sigur că da. Dar de unde ție sau mele noi? Exact, bravo. Deci când... Unde era a 4-a? Păi uite, uite a 4-a, pot de stărătă. Eu pe a 4-a am muncit la ea și am arătat o dut-o în 10 lucrăți și... Că aveam mai 7 la oră? Zecimea aceea, dacă aveam numai un, o din a 4-a, adică a fost... 12,31 înseamnă că din a 4-a luasem deja pe cineva din zecimea aceea. Luasem această sutimea asta. Ați înțeles? Da. Și cum eu, la nivel de cât trebuie să renunț la zecimea aceea prin lipsă, da, asta. Renunț, corect. De aceea, 12, și dacă era aproximarea cu o sutime prin adaos a fracției, cu o sutime prin adaos a fracției 3,24,509. Deci aproximarea cu o sutime prin adaos. Ia să vă spun, sutime prin adaos. 3,24,692. Deci adăugăm o sutime. Da. O să fac până în 0. Și dacă adăug încă o sutime, adică, practic, din următoarea sutime pe care am împărțit-o în câte? În 10. Adică 10 mai adaug. Și atunci... Mai adaug încă 1 și 51. Bine, 1 și 51. Așa, 9 pe 1 și 10. L-ai făcut pe 9, e făcut 9 minime. Lui 9 minime, ai zis 9 minime. Mai pui o minime și ai făcut-o 10 și te-ai transformat în sutime. Și e venit-o lui 50 de sutimi. Și atunci 51 de sutimi. La nivel de o sutime. Deci, o să mai facem din asta, ca să fie foarte domnul. Da. Deci, avem lucruri interesante. Ce merită de reținut?
Deci merită de reținut ce înseamnă de decimale infinite. Exact. Foarte importantă chestia. Da. Și că nu găsim niciodată pentru doi cineva care l-a mulțit pe el însuși să dea doi. Doi pentru trei pentru da? Un număr decimal. Da. La revedere! Da, de la ce se va urmă la profund mai? La revedere! Sinteza în fracții decimale. Da, da, da.